Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bun găsit la o nouă emisiune, Interviul săptămânii. Sunt Nicoleta Timaru și ca de fiecare dată vă propun să rămâneți alături de mine pentru a descoperi un om, un preot, un profesor astăzi. Este vorba despre părintele Iosif Antili. Părinte, bun venit la emisiunea Interviul săptămânii. Bine v-am găsit! Vă spun bun venit la emisiunea Interviul săptămânii pentru că era ciudat să vă zic bun venit în studioul RCIS FM, Sfinția voastră fiind deja prieten și colaborator al RCIS Media. Și prima întrebare pe care aș vrea să vă adresez este: cum reușiți să vă setați discursul? Pentru că uitându-mă așa pe parcursul Sfinției voastre, observ că aveți de vorbit în mai multe feluri. Și anume, vorbiți odată nu în calitate de preot la altar, atunci când predicați. Corect. Vorbiți odată în calitate de profesor, atunci când le predați studenților și încercați să le descoperiți tainele Sfintei Scripturi. Știm că sunteți profesori de Sfânta Scriptură. Și apoi, a treia nouă misiune pe care o aveți, îi spun eu, aceea de a le vorbi oamenilor prin intermediul RCIS FM, atât video cât și audio pentru cei care doar ascultă. Care sunt secretele astfel încât mesajul pe care îl aveți de transmis să ajungă la cele trei categorii pe care le-am menționat? Da, nu m-am gândit că există un secret neapărat, dar pot să spun în schimb altceva, că poate cel mai firesc mă simt, nu știu, la altar, acolo când predic, pentru că e vorba de modul e vorba de faptul de a te adresa, de a comunica un mesaj. Poate că acolo mă simt cel mai firesc, mă simt deopotrivă de bine la catedră, trebuie să spun acest lucru, când predau științele biblice, poate e și, nu știu, să spunem, comunicarea cu studenții și așa mai departe. Și poate un pic mai dificil este cu acest al treilea mod de comunicare, trebuie să spun. Pentru că e adevărat, radioul sau transmisiunile video te provoacă un pic mai mult. Știi că, nu știu, undeva mesajul ajunge la mai multe persoane, nu ai totdeauna în fața ta direct interlocutorul și atunci poate intervine acest factor, nu știu, emoțional, care e mai resimțit, cel puțin, da. E clar că e o diferență între mine, care fac această muncă, să spunem, de radio de relativ puțin timp și, mă rog, fără o pregătire în acest domeniu, și munca pe care o faceți dumneavoastră cu specializare și așa mai departe. Dar încercăm și noi să facem fiecare cum se poate. Și iese destul de bine, dar vă propun să le luăm din nou la rând și să vorbim în primul rând despre această misiune de a predica. Pentru că ați vorbit despre experiență deja în zona aceasta a predicilor, aveți o vastă experiență, îi voi spune. Știu și v-am urmărit când ați predicat la Cacica în 2020, cred anul că nu trecut, greșesc, da, anul trecut. Da, da. Ați fost chiar și invitatul colegilor noștri de la RCIS FM înainte de celebrare și ați vorbit despre ceea ce ați pregătit și ceea ce urmează să le transmiteți credincioșilor. Spuneți-mi, în cadrul unei predici, astăzi, în 2021, ce e diferit față de, nu știu, anul în care ați fost sfințit preot, nu? În 1994, când ați făcut prima predică. Fără îndoială sunt diferențe, iar diferențele vin din evoluția lumii. Lumea evoluează. Evoluează la nivel de percepția lucrurilor, evoluează la nivel, nu știu, de comunicare, la nivel de limbaj. Eu cred că esențial astăzi în predicare este limbajul. Pentru că, în definitiv, substanța credinței rămâne aceeași. E aceeași substanță, să spunem, este și astăzi, în 2021, la fel era și în 94, când am fost sfințit preot, la fel era și acum 50 de ani și 100 de ani în urmă. Dar probabil ceea ce diferă foarte mult astăzi este noul context în care trăim și limbajul. Limbajul în care exprimăm mesajul credinței. Eu cred că aici este o chestiune de, nu știu, esențială astăzi în predicare. Un preot ar trebui să fie extrem de atent în ce manieră comunică limbajul credinței.
Pentru că oamenii de astăzi au un alt limbaj, au un alt mod de a percepe lucrurile. Iar dacă noi nu percepem această schimbare la nivel de limbaj, dar și la nivel de societate, riscăm să facem un discurs neactualizat, un discurs pe care oamenii nu-l mai înțeleg. Mă gândesc mai ales la copii și la tineri, care adesea deja au o problemă să înțeleagă limbajul religios. Dar minte, când tu în predicare, nu știu, vorbești într-un limbaj atât de tehnic, încât el zice, n-am priceput nimic. Pentru că ați vorbit despre oameni, cumva ați adus subiectul exact unde acolo unde am vrut să ajung. Credeți că oamenii sunt astăzi mai cârcotași față de 94-95 sau poate mai culți, mai citiți, mai cu mai multe așteptări din sectorul acesta al bisericii, așteaptă mai mult, vă cer mai mult față de cei de atunci? Cred că mai curând cea de-a doua variantă menționată de dumneavoastră este mai valabilă. Cârcotaș, da, astăzi, nu știu, cârcotășala este o, mă rog, așa sport să spunem, sport se național, spune. Nu? Și cu toții practicăm acest sport cu o anumită eficiență. Dar lumea de astăzi, sunt convins, este mai educată, mai cultă. Eu am auzit de multe ori observații din partea unor laici care sunt în biserică și au spus, nu știu, în predica cutare s-a strecurat o eroare istorică, s-a strecurat o greșeală de vorbire, se întâmplă, n-ai ce să faci, s-a strecurat nu știu ce inexactitate și așa mai departe. E o bucurie să vezi că oamenii sunt atenți la predică, oamenii sunt atenți la discursul preotului. Și în același timp, tu ca preot trebuie să fii conștient că ai în fața ta niște oameni avizați, poate mai pregătiți decât ți-ai imaginat, și trebuie să ai grijă să nu te situezi sub nivelul comunității. Dacă comunitatea are acest nivel, atunci trebuie să te situezi acolo, pentru că altfel oamenii se vor simți ofensați de discursul preotului. Adică mă gândesc de multe ori, nu știu, mai aud uneori, eu ascult cu mare atenție, îi ascult pe intelectualii noștri români, îl mai aud pe Andrei Pleșu, pe Liceanu și alții, care fac adesea remarci despre biserică și le găsesc foarte pertinente, nu? De exemplu, nu știu, mă gândesc la, cred că Pleșu spunea odată sau trebuie să fim atenți că uneori preoții riscă, sau Liceanu, unul din ei doi, preoții riscă un fel de imbecilizare a publicului, a credincioșilor, propunându-le niște lucruri ciudate sau dubioase. Da, adică și la nivel de discurs religios trebuie să fim foarte atenți cum ne alcătuim discursul, ce conținuturi propunem și trebuie să fim atenți la cei cărora le vorbim. Îmi amintește ceea ce îmi povestiți acum de, cred că era o glumă, sper că era o glumă, nu știu, de un paroh dintr-o comunitate care atunci când ieșea să predice stătea cu o cărămidă pe altar și toți erau ochi și urechi la el, ascultându-l cu atenție, și venind cineva în vizită zice, vai, dar voi cum de sunteți atât de atenți la predica parohului vostru de fiecare dată, că orice om la un moment dat se mai uită după o icoană, după altceva. Și că da, ne gândim care e momentul în care aruncă cărămida și atunci toți suntem foarte atenți. Deci nu e clar nici acesta, pentru că în trecut mai era și categoria aceea de preoți care, nu știu, ridicau un pic tonul sau țineau în priză cumva credincioșii și atunci ei de voie, de nevoie trebuia să fie atenți la predică. De asta zic că s-a schimbat auditoriul, nu, pe care îl aveți, exact ceea ce ați spus și Sfinția voastră, și permanenta adaptare a discursului pentru ei este probabil secretul pentru a nu-i pierde și a-i ține aproape. Dacă e să trecem la următoarea categorie despre care am vorbit, și anume la studenți, și aici mi se pare că aveți o misiune foarte dificilă, pentru că, la fel, nici studenții nu mai sunt cum erau cândva. Nu mai vin la institut dintr-un sat uitat de lume, poate, unde n-au avut acces la internet, la cultură, la cărți. Mulți veneau la seminar fără minime cunoștințe sau minim contact cu ceea ce oferă lumea. Acum aveți studenți care deja, știți cum e, dacă ai un cont de Facebook, ți se pare că le știi pe toate și sunt convinsă că se aplică și în cazul studenților. Cum îi percepeți pe aceștia și care este, la fel, secretul pentru a le capta atenția?
Aici ar trebui să mai adaug un lucru și anume, eu predau la seminar în momentul de față, dar am și o experiență de predare în cadrul Facultății de Teologie, unde studenții erau laici. Eu am început deja de la Bacău, eram deja vicar la Valea Seacă în 1995, când am început să predau la Facultatea de Teologie Romano-Catolică la Bacău. Am predat 4 ani acolo. Foarte mulți din profesorii de religie din preajma Bacăului au fost studenți atunci. Nu știu, probabil că studenții sunt diferiți, dar eu personal, dacă este să vorbesc de experiența mea personală, mă leagă numai lucruri frumoase de actul de predare. Poate și pentru faptul că atunci când predau, nu știu, o materie, o lecție, eu prefer foarte mult dialogul cu studenții, urăsc faptul de a fi la catedră și de a vorbi, așa ca, nu știu, oracolul din Delphi, spunând tot felul, mă rog, de lucruri. Nu sunt în stare să fac o prelegere așa de o oră și studentul să stea și să se uite la mine, să vadă ce spun. Prefer dialogul, prefer întrebările. Aștept întrebări din partea lor, dacă nu vin eu cu întrebări, la ore le pun și 10 și 20 și 30 și 40 și 50 de întrebări, depinde de subiect, de materie. Prefer această formă dialogată și ceea ce mi-aduce o bucurie deosebită este faptul că studenții, cei care trăiesc astăzi, în 2021, în societatea postmodernă, intră în acest dialog. Și ceea ce încerc să-i fac de fiecare dată să înțeleagă este că Scriptura, despre care noi învățăm la orele de curs, are relație directă cu viața concretă, cu situația lor, cu atâtea situații din viață. De aceea, personal, la ore nu mă plictisesc niciodată și mă bucur să văd că nici studenții nu sunt plictisiți. Mă bucur să văd când pun întrebări. Avem și un avantaj în plus la aceste ore, pentru că lucrând cu Biblia, eu le cer tuturora să aibă Biblia personală, pe care să o sublinieze, să facă note pe marginea textului. Deci studiul acesta trebuie personalizat. Și din acest punct de vedere, experiența mea cu școala, experiența mea ca profesor este una foarte frumoasă. Da, îmi place această muncă și cât va fi nevoie, o voi face cu mare drag. Și acum se îmbină foarte bine, nu? Experiența ca preot, experiența ca și profesor și sunteți moderator de emisiune Dialoguri de Suflet la RCIS FM. Aici aveți cumva testul de a trece imaginea, nu? De a trece sticla, cum se spune în televiziune. Corect. Și pe calea undelor radio, mai mult de atât, fără limbaj mimico-gestual, să le captați atenția doar prin ceea ce spuneți. Cum reușiți acest lucru? Pentru că am văzut că aveți ascultători care sună, care intră în direct, aveți comentarii pe pagină, sunt mulți cei care intră și dezbat împreună cu sfinția voastră subiectele pe care le propuneți. Da, îmi aduc aminte că anul trecut, când era vorba de deschiderea postului, eu am fost una din vocile critice atunci, pentru că am considerat că, la vremea respectivă, înainte de 19 martie, că încă nu am avea suficiente competențe, nu știu ce, am avut un discurs destul de incisiv. Și îmi aduc aminte că cineva mi-a zis, păi în radio tocmai de așa ceva avem nevoie, de un discurs, mă rog, mai incisiv. Dacă este vorba de radio, da, recunosc că e o experiență, nu știu, frumoasă, plăcută, o experiență care, nu știu, mă provoacă foarte mult, această experiență a radioului, dar mereu, sau am început să realizez un lucru, poate și când erau transmisiunile liturghiei din Catedrala Romano-Catolică, am început să realizez că atunci când vorbesc la radio, nu mă adresez doar credincioșilor noștri catolici din biserică. Prin radio, vocile noastre ajung la mulți oameni, ajung și la necatolici, ajung și la oameni care nu vin la biserică, ajung poate, nu știu, și la necreștini și așa mai departe. Și atunci când îmi formulez, când îmi conturez, când îmi pregătesc un discurs pentru radio sau când îmi pregătesc o emisiune, mi-aș dori ca mesajul respectiv să ajungă la cât mai mulți oameni, inclusiv la cei care nu împărtășesc strict viziunea catolică sau viziunea chiar creștină, da? Să poată înțelege că un discurs izvorât din, nu știu, din ambientul creștin
are pertinență, nu știu, poate fi considerat valid, aplicabil la atâtea situații și așa mai departe. Da, așa, cel puțin așa percep eu. Am spus, eu nu am pregătire jurnalistică, dar de fiecare dată când mă aflu la microfon miercurea seară, la Dialogul de Suflet, mă gândesc că oamenii, nu știu, poate au nevoie de un discurs religios. Și mă mai gândesc la ceva, că în ambientul în care trăim astăzi, cu adesea cu, nu știu, cu mass media, cu tot acest discurs, cel puțin de când a început această nebunie, cu toată criza asta, oamenii sunt aproape terorizați de ceea ce aud în fiecare zi. Cred că au nevoie de aceste momente în care să se refugieze într-o oază de spiritualitate și acolo se poate găsi un alt tip de discurs, să-și poată regăsi ființa lor interioară. De fapt, eu cred că aici este mare problemă. Suntem astăzi acaparați de exterioritate, suntem acaparați de jocul social, de jocurile politice, de interesele, de războaie, de lupte și nu ne mai găsim pe noi înșine. Dacă în aceste dialoguri de suflet oamenii s-ar putea regăsi, măcar pentru o oră când sunt acolo, într-o liniște, într-o pace, dacă ar ajunge așa într-un fel de oază în deșert, atunci eu cred că gândul pe care mi l-am propus și-a atins scopul. Dar toate aceste teme pe care le abordați în fiecare miercuri, în funcție de ce le alegeți? E un anume context în funcție de poate ceea ce vi s-a întâmplat în cursul săptămânii sau de unde vine exact tema pentru fiecare săptămână? Niciuna din teme nu am hotărât-o cu câteva zile înainte. Aveți un plan stabilit pentru perioada mai bună? Nu ca strict în sensul de plan, pentru că au fost 18 dialoguri până acum. Vorbim despre majorat. Dar mă gândesc la conținuturi. Conținuturile acestea, undeva eu în mintea mea mi le-am fixat acum mult timp în urmă, pentru că, de fapt, cum îmi aleg aceste teme? Simplu. Din dialogul cu oamenii, din dialogul cu studenții, de exemplu, la teologie, din dialogul cu persoanele simple, cu oamenii normali pe care îi întâlnesc, cu care vorbesc, mi-am dat seama de multe ori de întrebările lor, preocupările lor. Pentru că noi avem impresia că dacă oamenii au citit catehismul și îl învață la prima împărtășanie, la mir, la căsătorie, gata, deja lucrurile sunt așezate. Nu, lucrurile nu sunt așezate. În sensul că, da, prin catehism, prin cateheza obișnuită, oamenii își conturează mai bine, nu știu, viziunea lor creștină. Dar e nevoie de aprofundarea unor teme fundamentale. Ori, în aceste dialoguri de suflet, nu știu, eu am identificat multe teme care îi frământă pe oameni și încerc să propun aceste teme și mă bucur când oamenii răspund, când trimit mesaje, când adresează întrebări, când își exprimă o părere. Asta înseamnă că, da, subiectul îi interesează. Deci, cumva, îmi aleg aceste teme în funcție de ceea ce simt eu că sunt, nu știu, preocupările, întrebările, mirările, uimirile, neînțelegerile oamenilor. De aici pornesc. Pentru că acum sunteți și om de radio și de televiziune, vă propun să... Interesant sună. Asta faceți. Om sunteți om de radio și de televiziune și dezvoltați și această calitate de acum. Vă propun să vă întoarceți în timp, poate chiar la Tămășeni, locul în care v-ați născut, și să vă amintiți când ați auzit sau ați văzut pentru prima dată un radio sau la ce v-ați uitat la televizor sau când ați avut televizor, pentru că știm bine că erau alte timpuri pe atunci. Care a fost primul contact pe care l-ați avut cu aceste mijloace media? Mă gândeam că până la vârsta de 6 ani nu am avut electricitate în casă. Vedeți, am deci știut era... eu de ce vă întreb așa. Poate și acum mă aduc aminte lampa aceea seara, nu? Cu gaz, așa. Interesant, da. Primul contact cu radio, nici n-am avut un radio acasă. Televizor, da. Radio nu. În schimb, dacă am avut o legătură cu radioul sau dacă primul contact cu radioul a fost la bunicul meu. Bunicul meu a fost un anticomunist, a avut probleme din partea comunismului, așa, și de aceea el toată viața a ascultat posturile de radio interzise de către regimul comunist, respectiv Europa Liberă și Vocea Americii.
Îmi aduc aminte mereu de acele seri când bunicul stătea liniștit acolo în casă, la marginea patului, o casă bătrânească, sus acolo undeva pe o etajeră era un radio, modelul acela vechi, clasic, și acolo se auzea așa cu bruiajul respectiv Europa Liberă sau Vocea Americii. Știam că el ascultă un radio neacceptat, nepermis sau interzis, de-aia mi-a și spus, nu spui nimănui că ascult aceste posturi, dar într-un fel am înțeles atunci o lecție, că e bine să auzi mai multe voci, nu? Pentru că ni se spunea, trebuie să asculți doar vocea regimului, vocea partidului, permisă, vocea conducătorului, iubit și așa mai departe. Or, dacă vrei să înțelegi adevărul, e nevoie să asculți mai multe voci. Nu poți să asculți, să înțelegi ce se întâmplă dacă urmărești doar vocea partidului. Rămânând în zona Tămășeni și a copilăriei, deja i-ați ilustrat figura frumoasă a bunicului prin a descrie seriile acelea în care asculta radioul. Ce figură vă mai vine acum în minte din Tămășeni, din copilărie și, nu știu, printr-un exercițiu așa de imaginație, dacă e să închideți ochii o secundă, ce imagine vedeți și pe cine? Da, vorbeam de bunicul din partea mamei, pentru că am fost mai, poate mai apropiați de ei. Evident, bunicul, bunica, mi-am amintit și de bunicii din partea tatălui. În rest, figurii mi-am amintit multe. Mi-am amintit, de exemplu, pe strada pe care locuiam, un cot se chema strada Cucilor. Interesantă denumire. Erau doi care aveau porecla așa. Dar era un om care cânta la vioară și la cobză. Mi se părea fascinant. Adică, nu știu, eram până la oameni simpli toți în cotul ăla. Și cânta la vioară. Era Dumitru lui Cucu, așa îi spuneam noi. Ei bine, cânta și ne adunam copiii toți și ne uitam acolo plin de uimire cum cântă acest om. Sunt multe lucruri, nu știu, poate sunt eroi satului de la vremea respectivă, poate personaje foarte simple, dar pitorești, prin felul în care se îmbrăcau, mă aduc aminte, era cineva care striga mereu, umbla într-un cojoc alb și vara, când era cald, tot așa mergea, și el spunea mereu, vin americanii, aștepta să vină americanii. Sunt multe personaje, adică dacă ar fi să reconstitui copilăria prin prisma acestor personaje care au făcut o impresie asupra mea, sunt, cred că, multe personaje care au lăsat o amprentă. Da, era o lume fascinantă. Din păcate, acea lume a dispărut. Astăzi am lăsat loc modernității și trăim într-un alt tip de societate. Raportându-ne la familie, care a fost persoana care v-a fost cea mai apropiată? Pentru că știm bine că familia ne este apropiată la modul general, dar întotdeauna cineva este mai aproape, se ocupă în mod special, nu, de propria persoană. Mama. Da, fără prea multe discuții. Bineînțeles, am un raport foarte bun cu familia și acum, și acest lucru este deosebit de important, pentru că și noi ca preoți nu avem nevoie de un echilibru psihologic, un echilibru, să spunem așa, nu? Sufletesc, iar mie personal acest echilibru mi-l garantează foarte mult familia. Tata nu mai este, de 19 ani, a plecat la Domnul, dar mereu m-am raportat la familie foarte, foarte mult. De aceea mama și surorile mele, am două surori, legătura cu ele este absolut esențială pentru mine, dar îmi face foarte mult bine să fiu aproape de familie și sunt sfătuitori ai mei, sau sfătuitoare, pentru că acum sunt, dar e mama și cele două surori, mereu cu spirit critic, nu în sensul că, da, ai mereu dreptate. Laudativ, nu. Da, nu, deci când este bine, este bine, când e altfel, îmi spun acest lucru și îmi face foarte mult bine. Datorez enorm de mult familiei. Spun familiei așa în sensul strict, dar datorez mult și altor rude care m-au susținut foarte mult și din partea mamei și din partea tatălui, persoane cu care mă aflu într-o legătură foarte bună și îmi face foarte mult bine această legătură, da. Gândindu-mă totuși la copilul Iosif, cu siguranță a fost la un moment dat enervat de mamă, cicălit de mamă, poate agasat
zic cum s-a simțit acel copil atunci. Ce vă amintiți? Care erau momentele când mama vă enerva, efectiv? Da, e firesc. Poate cel mai așa era faptul că ea a avut mereu grijă ca eu să nu frecventez cumva vreo companie rea, pentru că erau tot felul de găști prin sat, de nu știu ce. Mereu a ținut așa să fiu mai mult acasă, da? Deci cumva vrea să fiu într-o zonă de protecție, nu? N-ar fi voit să ajung, nu știu, în tot felul de locuri unde nu mai știi ce face copilul și așa mai departe. Acest lucru nu a fost totdeauna comod. Pentru că uneori, poate, nu știu, vreau și eu să merg, nu știu unde, vreau să merg la Siret, la Înot sau nu știu ce. Și știa că în fiecare an Siretul lua, de exemplu, un tribut de vieți. În fiecare an se întâmplă asta și copiii erau victimele cele mai mari. Da, poate acest lucru a fost cel mai greu de acceptat, dar am înțeles mai târziu că avea rațiunile ei pentru a face acest lucru. Nu știu, mă gândesc și dumneavoastră ca mamă, și cu siguranță puneți și această întrebare. Și cu siguranță și eu îi enervez pe copiii mei, deci e ceva firesc. Dar o faceți pentru că vă pasă de ei și, da, cumva astăzi, nu știu, este această modă astăzi, părintele nu trebuie să mai spună nimic copilului, da, nu știu, vine protecția copilului și ele la întrebări și așa mai departe. Eu mă gândesc la toată înțelepciunea omenirii, nu știu, mă gândeam, aveam chiar data trecută o lecție despre literatura sapiențială a Egiptului și erau acolo niște remarci despre felul în care părinții trebuie să-și educe copiii. Da, erau niște lucruri foarte... Haideți să le evidențiem pentru cei care ne urmăresc, da. Și cu siguranță le prind bine. Care ar fi acestea? Cum vedeți și din ceea ce ați citit, care e, de fapt, secretul ca să educăm în zilele noastre copiii? Da, nu știu, se spune că cel mai bine se pricep la educarea copiilor cei care nu au copii. Da? Ca în orice, nu? Ca în orice. Dar întrebarea dumneavoastră, da, este, mă rog, una foarte pertinentă. Eu așa cum văd. Văd că, într-adevăr, în dialog, sau astăzi în educarea copiilor, este absolut esențial dialogul. Eu bănuiesc că foarte mulți părinți nu au răbdare să stea de vorbă cu copiii, să le explice, mă rog, să le argumenteze de ce le cer un lucru sau alt lucru, dar ceea ce eu am văzut, spun așa, în înțelepciunea omenirii de generații, e faptul că un părinte, atunci când își educă copilul, trebuie să-l, mă rog, să-i spună, să-i explice, dar nici nu poate lăsa copilul să, nu știu, să facă tot ce dorește el, nu? Era ceva, un proverb acolo în înțelepciunea egipteană, ceva de genul ăsta, nu? Nu știu, un copil înțelept locuiește în casa tatălui său, copilul unui prost umblă pe uliță sau ceva de genul ăsta, nu? Sunt vechi maxime care au format generații de oameni, în sensul bun al cuvântului. Cu siguranță sunt încă de actualitate, da. Trebuie doar să le acceptăm în viața sigur noastră. Da. Asta ar merita probabil o abordare separată. O emisiune la dialoguri de suflet, felul în care ne educăm copiii. Exact. Promit să intru în direct. Dacă faceți acest subiect, intru și eu în direct și stăm de vorbă. Am două piese acasă de rezistență, deci avem ce discuta. Mi-ați dat o idee foarte bună, va fi o astfel de emisiune. Mă bucur și cu siguranță și cei care ne urmăresc. N-aveam aminte, dar acum, pentru că au nevoie de un așa subiect. Aș vrea să rămânem tot în Tămășeni, acolo unde știu că aveți o bucățică bună de suflet lăsată, nu-i așa? Și să-mi povestiți care a fost primul contact cu biserica, cu comunitatea catolică, pentru că în Tămășeni știm bine, e o comunitate puternică de catolici și bănuiesc că ați crescut înconjurat de învățăturile preoților, de vecinii care mergeau la biserică. Știm bine cum arată viața la sat când duminică efectiv vezi pe ulițe lumea mergând către biserică. Acest lucru la oraș e mai greu de observat, dar la sate este această imagine, imagine mai mult decât frumoasă, îi spun eu. Ce vă amintiți despre primul contact cu biserica? Eu am mers de mic la biserică cu mama. Mergeam la biserică, era liturghia și la 5 dimineață, era în vremurile alea. De mic copil am însoțit totdeauna pe mama la biserică. Și așa se face că, nu știu, poate când am început să devin mai conștient de realitate, biserica era pentru mine o normalitate, da? Mergeam la biserică, mergeam dimineața, mergeam seara, era rugăciunea acasă, rugăciunea în familie,
Și, nu știu, am simțit de mic că m-am atașat foarte mult de biserică, de imaginea preotului. Da, chiar îmi aduc aminte de un lucru, a fost o chestie dată, s-a terminat liturghia copiilor și preotul a zis: Domnul să fie cu voi, cum se spune, să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și eu am făcut la fel. Și băieții care erau în jurul meu au văzut și au pufnit în râs toți. Deci ce-o pățit ăsta face ca preotul? Da? Nu știu, probabil așa, nu știu, am empatizat cu figura preotului încât... cumva. Da, relația mea cu biserica a fost una foarte apropiată de mic. Am fost legat de biserică, am fost prezent acolo în calitate de când eram copii, ne puteam juca în jurul bisericii. Era practic locul în care vă întâlnați exact, cu copiii din jurul bisericii. Mă amintesc, Lilieci era acolo, un gard lung de liliac în luna mai. Ne jucam de vață ascunsele acolo, adică biserica a fost pentru mine totdeauna un ambient binefăcător, benefic, m-am simțit acolo, da, era ceva frumos, nu știu. Am avut o relație specială, să spunem, cu biserica de mic, da, asta da. După ce ați terminat studiile gimnaziale, ați făcut la Roman, nu? Clasele a 9-a, 11-a? Exact, da. Și abia apoi seminarul liceal. Spuneți-mi când a apărut ideea de preoție în viața dumneavoastră și de ce această incursiune Roman și abia apoi seminar? Care e povestea acestor studii? Da, ideea de dorința de a deveni preot a fost de când eram copil. Da, deci de când eram copil. Cumva am zis, mi-aș dori să fiu și eu ca preotul de la altar. Deci această idee a fost constantă în copilărie. Dar ar trebui să spun un lucru care a lăsat, nu știu, o amprentă foarte puternică în viața mea. Am mers odată la spovadă, copil fiind, eram în clasa a treia sau ceva de genul ăsta, și, mă rog, m-am spovedit și la urmă preotul mi-a zis așa, preotul respectiv, mi-a zis, zice, uite, să fii un copil bun, cu minte, să asculți de părinți, să te rogi, că cine știe, poate într-o zi Dumnezeu va dori ca tu să ajungi preot. Cine era acest părinte care v-a zis? Vă amintiți? Da, mi-amintesc. Părintele Coceanga Ulderic se cheamă. A avut gura aurită, cum se zice, nu? A avut gura aurită pentru că eu am spus mai târziu, m-am întâlnit cu el odată mai târziu pentru că el nu a lucrat în dieceză, aici a lucrat undeva încolo, spre Timișoara, în partea și i-am spus acest lucru, zice, nu mai amintesc să fi spus așa ceva vreodată, dar eu am considerat și consider și astăzi că a fost cumva un fel de invitație directă din partea lui Dumnezeu sau o chemare directă de a urma această cale. Pentru că mi-aduc aminte când am ieșit din confesional, nici nu știu când m-am făcut pocăița sau, dar am mers acasă sărind dintr-un picior în altul și spunându-i mamei, mamă, uite ce mi-a zis părintele la... Și a rămas și ea mirată de acest... Mirată, probabil s-a bucurat foarte mult de acest gând. În rest a urmat școala normală, eu am trecut prin școală acești 11 ani, dar gândul meu era mereu undeva la preoție. De ce, după dar ce de am ce terminat, nu v-ați dus din clasa 9 la seminar? Nu era posibil. Nu era posibil. Deci în perioada respectivă, eu am intrat în seminar în anul 1985, așa, se schimbau regulile de la un an la altul și numărul de candidați. Când admiteau 7, când admiteau 10, când admiteau la 2 ani, da? Deci s-au schimbat cumva regulile. După ce am terminat clasa 10-a, în 1984, nu a fost examen la seminar. Atunci am zis, merg mai departe în clasa 11-a. Iar după ce am terminat clasa 11-a, în 85 se dădea examen la seminar, dar era pentru absolvenți de clasa 10-a. Așa se face că eu am pierdut atunci un an și am refăcut clasa 11-a la seminar. Și odată ajuns la seminar, a fost ceea ce v-ați închipuit că veți găsi și veți descoperi sau au fost și momente în care poate ați simțit că ar trebui să luați serios în calcul, poate să vă retrageți sau să vă alegeți altceva pentru această viață? Luarea în calcul a unei retrageri nu a existat niciodată din partea mea, pentru că atât de mult mi-am dorit să ajung preot, încât când am ajuns acolo, nu știu, am văzut lucrurile mereu într-o lumină frumoasă. Au fost și dificultăți în seminar,
erau și lucruri imperfecte, dar am fost avizați de la început. Adică ni s-a spus, ați venit aici, dar nu e o casă în care sunt doar îngeri și sfinți. Nu? Sunt până la urmă oameni normali, dar care au acest ideal al preoției. De aceea, în privința asta, chiar dacă au fost și dificultăți, și greutăți, și piedici, de diferite feluri, nu le voi numi, am urmărit gândul preoției cu mare drag și acest gând m-a călăuzit în toți acești ani, absolut. Și ați ajuns în 1994 să fiți sfințit preot de preasfințitul Petru Gherghel aici la Iași, nu? Așa a fost. Ce vă amintiți dinainte de această sfințire? Simțeați cumva că e o mare responsabilitate sau mă gândesc că înaintea unui astfel de moment stai și vorbești un pic așa cu tine și zici ce se va întâmpla cu mine de mâine, practic nu mai sunt eu, e altcineva care va lucra prin mine sau devii un instrument în mâinile lui Dumnezeu mai mult decât ceea ce ai fost înainte, pentru că știm, asta suntem de la naștere, dar preoții au într-adevăr o altfel de misiune și întorcându-ne și la prima parte a emisiunii, au și foarte mulți cârcotași care au o grămadă de așteptări de la ei. Da, interesant că ați raționalizat foarte mult, să spunem așa, nu, această etapă premergătoare preoției, presupunând că, nu știu, toți sau preoții își pun o mulțime de întrebări înainte. Nu știu, eu aș spune, pentru mine a mers așa în virtutea unui elan înainte, fără să mă întreb foarte mult ce va fi. Știam că mă îndrept spre ceva frumos, spre ceva măreț și știam că va fi frumos și mereu am mers cu acest gând. Chiar așa a fost. Pentru că probabil dacă îți faci prea multe calcule, poți să ajungi, nu știu, să zici, dar nu știu dacă e bine când pui în balanță. Eu cred că în viață dacă ai un, nu știu, un ideal, da? Ai un crez, dacă alegi ceva, trebuie să alegi cu toată inima, fără să te întrebi la tot pasul, care sunt avantajele, care sunt dezavantajele. Acest tip evaluare a lucrurilor e foarte important. Nu? Oricând te apuci să construiești ceva, te gândești, domnule, fac sau nu fac lucru, pot sau nu pot. Dar când e vorba de alegerile fundamentale, după mine, după părerea mea, trebuie să alegi cu toată inima. Nu poți să alegi cu jumătate de inimă, pentru că atunci vei face lucrurile cu jumătate de inimă. Și cu toată inima v-ați dus atunci numit vicar la Valea Seacă, Bacău. Exact. Și au fost trei ani frumoși la Valea Seacă, unde a fost prima comunitate în care v-ați desfășurat activitatea. Cum a fost primul impact cu, efectiv, viața de preoție în această comunitate? Știam că există Valea Seacă pe această planetă, nu știam unde este, pentru că nu fusesem niciodată acolo. Primul impact, am mers deodată, deci în momentul în care a fost sfințit, am mers cu bagajele direct acolo, când trebuia să încep activitatea. Primul impact a fost acel al geografiei satului Valea Seacă, acele dealuri de acolo, pietruite, fără asfalt, mă rog, cu praf, cu pietriș, a fost cumva primul impact. Da, după aceea, nu știu, când am ajuns acolo, era un părinte care mi-a povestit un lucru ciudat, pentru că unde este astăzi casa parohială în Valea Seacă, pe locul respectiv a fost ucis la un moment dat un misionar. Și acest lucru este adevărat, da? Deci este realitate. Dar era un părinte acolo, vicarul dinainte, care spunea că zice, da, misionarul ăsta mai vine câteodată prin pod și mai sună, mai umblă pe acolo, face zgom. M-am uitat așa un pic la el. Partea asta era tot adevărată sau era glumă? M-am convins, erau argumente mai raționale, erau explicații mai raționale. Nu avea nicio legătură cu asta, da. Dar primul impact a fost așa. Oricum, m-am simțit foarte bine primit de oamenii din Valea Seacă, de lumea din Valea Seacă. A fost prima parohie unde am activat. Eu am apreciat foarte mult această comunitate. Era și filiala Lărguța, o filială peste dealuri. Acolo, știu, când am mers acolo, mi-a zis sora de la parohie de atunci, va trebui să vă luați ciubote. Ciubote, soră, ce vorbiți dumneavoastră? Da, pentru că pe acolo prin e noroi, nu știu ce. Și am mers de vreo două ori și după ce m-am întors cu noroi în Bocanci, atunci mi-am dat seama că trebuia să iau ciubote. Dar Valea Seacă rămâne pentru mine ceva aici, în inimă, în suflet, tot ce a fost acolo, oamenii pe care i-am întâlnit, persoanele,
munca, nu știu, bolnavii pe care i-am vizitat în acei ani, în general, oamenii din partea Bacăului, așa am perceput, au un suflet mult mai cald. Cei din zona Romanului poate sunt un pic mai, nu știu, să spunem, poate mai rațional, mai rece un pic, poate, dar acolo e mai multă căldură sufletească. Și ați rămas în zonă, v-ați mutat la centru, nu? Ca să păstrați. Exact. Ca să păstrați această căldură. Nu m-am mutat, evident. Da, bineînțeles. A urmat activitate în parohia Sfântul Nicolae, o altfel de comunitate, o comunitate mult mai mare, comunitatea centrală a credincioșilor din Bacău. Cum s-au schimbat lucrurile aici? Parohia Sfântul Nicolae era foarte mare și atunci, poate chiar mai mare decât acum. Se spunea atunci și era perfect adevărat că era cea mai completă parohie cât privește situațiile pastorale diferite. Pentru mine, experiența de la Bacău a însemnat foarte mult. Au fost 2 ani, dar 2 ani extrem de intenși. Am lucrat acolo cu Acțiunea Catolică, am lucrat cu Scoutul, am lucrat cu organizația Colping, da, cu asociația Colping. Acolo răspunderea mea specifică a fost munca cu tineretul. Și a fost foarte frumos, adică să lucrezi cu tinerii este extraordinar. Da, Bacăul la fel înseamnă pentru mine foarte mult. În evoluția mea preoțească a însemnat foarte mult. Și întâlnirea, poate fiind oraș, veneau la școală, scuzați, veneau la biserică și profesori, veneau și oameni de cultură și nu știu. Era ce. Era un mix din toate păturile. Da. Adică am văzut acolo, de pildă, că la predică oamenii apreciază și poezia, nu știu, poate spuneam o poezie cu un mesaj religios, oamenii apreciază referințe la știință, la istorie, la cultură și toate acestea au modelat într-un fel discursul și evoluția mea ulterioară. Dar la fel, Bacăul înseamnă pentru mine foarte mult. A fost și experiența de școală, de facultate de teologie pentru laici, 4 ani am predat acolo. Și cu bucățica de Bacău din sufletul dumneavoastră ați plecat la Roma la studii. O altă lume, alte descoperiri și o altă viață, de fapt, nu? Pentru că din acea căldură pe care o simțeați în cele două comunități, nu, în care ați trăit, ați ajuns student acum la Roma. Care e povestea acestor studii și ce ați simțit acolo? Pentru că, în mod evident, ați dat de o altfel de lume. Da, poate ce m-a șocat așa, într-un fel cel mai mult, faptul că eram la Valea Seacă, la Bacău, preotul, vicarul, lumea, comunitatea, respectat, nu știu ce. Când am mers la școală, m-am trezit din nou cu geanta, mergând la școală, un simplu student. M-ați întors în timp? Într-un fel, dar poate într-o manieră mai dură, pentru că am fost la Institutul Pontifical Biblic și acolo rectorul ne-a spus de la început, era un american și vorbea cu accent american și prima lui frază a fost: "In questa casa si lavora." Da? În această casă se muncește. Și alții ne-au spus: "Dacă ați venit aici să faceți vacanțe romane, e mai bine să plecați acasă." Da, a fost un șoc foarte, foarte mare. De fapt, cum s-a ajuns la studii a fost așa, eram vicar la Bacău și undeva prin mai, în 1999, m-a sunat Preasfințitul Aurel Percă, astăzi în alt Preasfințitul Aurel Percă, m-a sunat și mi-a spus: "Uite, noi ne-am gândit să te trimitem la studii, ce părere ai?" Și am zis: "Da, putem să discutăm." Și zice: "Dacă ar fi, ce ți-ar plăcea să studiezi?" Și eu am spus: "Filozofie, asta îmi doream, filozofie." Zice: "Dar dacă ar fi nevoie de altceva?" Zic: "Nu știu." Zice: "Hai să pornim de la unde vei sta, Colegiul Teutonic, acolo, limbă germană, și apoi vom vedea ce va fi nevoie." Și apoi m-au comunicat că ar avea nevoie de studii biblice. Și m-au trimis la Institutul Pontifical Biblic, o școală extrem de dură, pentru că, propun un nivel foarte înalt la nivel de studii biblice. Și de aceea a fost primul șoc, pentru că în primul an ne-au spus: "În primul semestru veți avea doar 2 ore. Nu puteai să ai mai mult de 2 ore pe zi, o oră de ebraică și o oră de greacă. Dar apoi trebuia să muncești acasă 6, 7, 8 ore, pentru că altfel nu făceai față." Pentru cele 2 ore pe care de predare. Și de fapt am început 90 de studenți în acel an și am terminat doar 60. 30 au abandonat pe drum.
Sfinția voastră v-ați ținut de acest drum, întors apoi acasă, ați mai stat un pic, ați fost profesor din nou, nu? Dar v-ați întors la 10 ani după și v-ați dat și doctoratul, nu? Tot la Roma, doctor în teologie la Universitatea Pontificală Urbaniană din Roma. Nu v-au ajuns studiile sau ce-a, știți, nu v-au ajuns la modul, ați zis chiar Sfinția voastră că nu v-a fost ușor să vă întoarceți cu rucsacul în spate la studii. Acum, întors acasă, totuși din nou v-ați dus la Roma și ați simțit nevoia să intensificați acele studii. Care e povestea acestui doctorat? Da, la doctorat, la fel, am fost trimis de episcop pentru doctorat. Dacă era după mine, eu aș fi terminat deodată și licența și doctoratul. Dar atunci m-au chemat acasă, era poate și un fel de, nu știu, hai să spunem, un fel de nehotărâre aici. Îl trimis pe unul la studii, nu îl trimiți, îl mai chem, mai nu știu ce. Astăzi, din fericire, lucrurile s-au conturat. Și eu susțin această idee și am afirmat-o de mai multe ori și i-am spus-o și Preasfințitului. Dacă crezi într-un proiect din acesta academic, crezi într-un preot care are abilitățile de a studia, lasă să studieze de tânăr, nu la o vârstă nu știu care. Așa, până la urmă, pentru mine a fost ok și așa. Nu? Când am mers pentru doctorat, am fost 4 ani acolo, pentru că fiind un studiu biblic, exegetic, teologic, a însemnat studierea atentă a textului ebraic, grecesc, celelalte traduceri, textele de la Qumran. A fost o muncă foarte, foarte dificilă. De altfel, îmi plac proiectele dificile. Da, altfel așa, nu l-ați fi finalizat. Altfel nu l-aș fi finalizat, dar așa a fost cu doctoratul și sunt foarte mulțumit că am terminat acest doctorat și că pot folosi în atâtea moduri știința biblică. De altfel și dialogurile mele de suflet de miercuri seara toate au o componentă biblică importantă. Părinte, timpul emisiunii s-a scurs mai repede decât am crezut, dar vreau să mai atingem un subiect. Din anul 2020 sunteți director al Oficiului pentru Ecumenism. Spuneți-mi care mai este rolul ecumenismului în viața noastră și cum putem fi oameni care să creadă în acest ecumenism și nu doar la nivel declarativ. Da, aici, dacă vorbim concret de situația din România, este evident că dialogul ecumenic suferă astăzi o încetineală, nu? Mai ales datorită unor lucruri care țin de un pic de viziunea Bisericii Ortodoxe, dar și noi înțelegem și respectăm aceste sensibilități ale Bisericii Ortodoxe, absolut. Dar, pe de altă parte, acest drum al ecumenismului, mă rog, e un drum fără întoarcere și toți sunt conștienți de acest lucru. Oricum, aici se percepe o diferență foarte mare între dialogul instituțional, acolo unde există astăzi niște dificultăți, și dialogul între oamenii real. Pentru că dacă este să vorbim de percepția românilor ortodoxi, de exemplu, despre dialogul ecumenic, vom vedea că marea masă a oamenilor sunt pentru un drum împreună și toți spun: dacă avem același Dumnezeu, avem aceeași credință, de ce mergem pe drumuri diferite? Mai ales în fața provocărilor imense cu care se confruntă astăzi creștinismul. E nevoie de un drum împreună. Chiar dacă sunt încetineli, acest drum este fără întoarcere. Mulțumesc, părinte, pentru toate cuvintele pe care ne le-a spus în cadrul emisiunii. Ar mai fi fost multe de discutat despre parcursul Sfinției voastre și despre ceea ce urmează și ceea ce vă propuneți pe viitor, dar vă vom descoperi în continuare și în cadrul dialogurilor de suflet și, de ce nu, și în cadrul altei emisiuni. Cu mare plăcere, mulțumesc și eu de invitație și vă felicit pentru dialogurile pe care le realizați. Sunt un fan al acestei emisiuni. Mulțumesc, la fel, să știți, și nu e doar un schimb informal. Da. V-am zis înainte de emisiune că v-am urmărit miercuri, înainte de a vă cunoaște și personal. La fel și pentru mine. Urmăresc toate dialogurile pentru că descoper istorii atât de frumoase. Mulțumesc, părinte, dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu RCS FM, rămâneți cu oameni în care să credeți și în care să descoperiți lucruri care cu siguranță vă vor fi utile în viață. Interviul săptămânii la RCS FM.